Gata, merge? Merge? Merge. Sigur, sigur? Da, da, mă, merge. Bine ați venit la un nou podcast, marca Stax, de data asta, în premieră la noi, nu știu cum se numește, premieră taxistă, cu o fată. Adică asta e premiera, că facem primul podcast cu o fată. Cu Alisene, probabil că pentru mulți dintre voi n-are nevoie de prezentare, dar eu o să o fac, că poate mai sunt și oameni noi pe canal și o să zic, bă, ce cu fata asta, e o cască aici, e îmbrăcată în combinezon, care-i treaba? Păi treaba e simplă, că așa cum îi spune și numele, probabil că de Sorine ne-ați auzit, și ea este Alisene, una dintre cele două fiice ale maestrului. Ți-a plăcut asta, nu? Da, îl știm cu toții și știm și de unde a plecat și o să vedeți asta și într-un material de podcast, dar vorbim mai mult de Alice și de pasiunea ei pentru drift și despre cum s-a apucat și probabil copiii de vârsta ei care se vor uita probabil la podcast, că sunt pasionați, vor să afle cum a ajuns ea în postura asta, pe lângă faptul că, eu știu, să zicem că s-a născut norocoasă într-o familie super pasionată de motorsport, care... Părinții sunt implicați, că e vorba și de mama ta, da, care face parte din echipă. Eu știu foarte bine că face parte din echipă, dar trebuie să înțeleagă și oamenii. Asta a fost o parte din noroc, dar, iarăși, după părerea mea, nu toate fetele sunt super axate către partea asta mecanică. Nu e neapărat de, cum să spun eu, de plăcerea de a merge de-a latul, că tu știi foarte bine despre ce vorbesc. E vorba că până să ajungi acolo trebuie să te atragă chestia asta, care... Probabil că pentru fete pare complicată, știi? Adică da, mecanisme, chestii, lucruri, trag de aia, fac de aia, iau de aia, se învârte așa, se face așa. Cum? Explică-mi, dacă ai statul să... Poate n-ai stat să te gândești, dar te gândești acum pe loc. Cum crezi tu că ai ajuns în postura asta și de ce crezi tu că te-a atras pe tine chestia asta? Păi mai întâi cum ai și tu, datorită lui tati, dar când eram mai mică, adică când eram la grădiniță, m-am dus într-o direcție total opusă. 5 ani? 5 ani? 6 ani? Da, pe acolo, 5-6 ani. Okay. Deci m-am dus într-o direcție total opusă, cu balet. Deci am făcut balet vreo 2-3 ani. Okay. Și eram foarte bună și flexibilă și îmi okay. plăcea foarte mult. Okay. Și dansuri am încercat. Și apoi am început cu basket, scrimă, că și tati a făcut scrimă și a zis să încerc și eu. Okay. Și m-am lăsat de toate astea. Nu ți-au plăcut? Nu te-au atras atât de tare? Da, nu m-au atras foarte mult, adică nu eram 100% acolo, okay, cum sunt cu driftul. Okay. Și, na, până la urmă, dacă de mic am auzit asta și am văzut și așa, am zis să încerc și eu. Prima dată n-am luat așa foarte în serios, adică am zis, hai să încerc și eu ușor să conduc, să... Când avea tati cursuri, de fiecare dată, mergeam cu el numai ca să mă bage la sfârșit câte o oră, să mă trag și o frână de mână, să încerc să fac un cerculeț și a fost foarte greu la început, pentru că nici măcar nu ajungeam la pedale și nici nu simțeam foarte bine mașina. Okay. Adică nici nu știam când să o trag de volan, când să... Nu înțelegeai principiul, da, da, de, exact. Ce se, de ce una cu alta, de exact, ce trebuie să fac aia ca să fie aia. Okay. Și tati îmi zicea că nu am cum să fac drift dacă trebuie să-mi dezvolt anumite... skill-uri? Da, exact. Okay. Și prima dată am stat în brațele lui și el era la pedale cu accelerație și eu cu volanul. Uh-huh. Și ușor, ușor m-am acomodat cu mașina, am înțeles limbajul ei și apoi când am mai crescut am folosit o grămadă de perne și fel de fel bidoane, chestii ce punea sub mine și la spate ca să ajungă de gât. Și am început și cu accelerația, cu ambreiajul, cum să dau ușor uh-huh. drumul și a fost destul ok și mi-a plăcut din ce în ce mai mult. Da, eu vreau să știu așa. Te-ai urcat prima dată la grădiniță, a doua oară, a treia oară, nu știu, te-ai dus la cursuri. Vorbeai cu prietenii tăi despre treaba asta? Adică le spuneai, băi, eu m-am dat cu mașina, mă. Da, 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 deci le spuneam și colegilor și prietenilor, așa, și chiar nu mă luam în serios. Bici, ce ziceau ei? Adică nici nu. Adică, ce ziceau ei? Așa ciudat, zicea, da, da, bine, hai, du-te tu acolo să conduci, așa. Okay. Okay. Și nu prea realizau, adică nici eu, să fiu sinceră. Și nici acum nu realizezi asta. N-aveai un plan, adică nu te gândeai, băi, uite, o să fac chestia asta și o să ajung ca tata cu combinezon, să ajung să mă dau, să fac, nu te gândeai la lucrurile astea. Pur și simplu era de fun. Au văzut că m-am apucat mai serios și așa și că l-am în serios și începusem să lipsesc puțin de la școală, că aveam și filmări, de dat interviuri și așa. Și au stat atât puțin, oh, stai că așa devine, se treabă serios. Da, exact. Bun. Și mereu și profesorii m-au înțeles. Și în 1-4 și în clasa 8, adică anul trecut, a fost mai greu cu examenul, că a trebuit să merg la etape, că mai avem etape și în septembrie, octombrie, am avut în Grecia anul trecut.
Da, îi salut pe toți profesorii mei și foștii profesori și cei de acum și pe viitorii. Da. Să știți că noi suntem cu drift, da. Adică să o luăm mai ușor cu școala, că suntem cu drift. M-au ajutat și chiar și colegii. Bă, asta e un lucru de apreciat, că da. Oamenii au înțeles că tu ți-ai ales un drum, să zicem, poate se va schimba ăsta, n-avem de unde să știm, că așa cum a fost și cu baletul, poate cine știe peste, nu știu, 10 ani după ce obții toate titlurile pe care le poți obține în drift și ajungi să zici, băi, dar nu mai e pentru mine, nu mai e nicio provocare, că uite, îi bat pe băieții ăștia, îi ascult cu urechea, n-am ce să fac cu ei, mă apuc de, nu știu, călărie, mă apuc de scrimă, mă apuc de muzică populară. Știi ce zic? Da. Adică niciodată nu e prea târziu, da. Niciodată nu e prea târziu să faci niște lucruri care n-au neapărat legătură cu ce ai făcut. Mm-hmm. Știi exact cum ai zis tu, m-am dus la balet, m-am dus să fac, să cânt, să dansez, da. Să nu știu ce și am ajuns la drift. Bă, s-au întâmplat lucrurile, nu a fost o chestie super plănuită, adică a făcut haiul două fete și a zis, mamă, astea de când s-au făcut, eu driftărițe le fac pe amândouă, să rup campionatul. Da, asta păi a fost planul lui. Să mă duc la drift, adică oricum știu că, pentru că mi-a spus tati, că mă susține orice aș face, adică și drift, uite, și scrimă, muzică, și balet. Dans, orice, da. Adică, bineînțeles. Dacă nu vreau să fac drift, ok, te susțin la altceva. E foarte important, din punctul meu de vedere, m-a lăsat să aleg. Părinții să-i lase pe copii să aleagă, dar să le și ofere ocazia. Pentru că dacă eu n-am ocazia să mă urc într-o mașină de drift sau să fac scrimă, nu am de unde să știu că sunt bun la asta și trăiesc o viață pe pământ degeaba, că nu mi-am descoperit talentul sau menirea pe pământ. Fiecare are un talent până la urmă. Fiecare, poate. Să zicem că fiecare e bun la ceva. Bun, deci asta cu școala. Acum, la partea asta de drift, cum te-au primit colegii tăi, ca să zic așa, care, uite, sunt piloții, care sunt piloți și de vârsta tatălui tău și mai mari decât el și sunt noua generație acum de copii, că mai sunt copii la drift, care merg. Cum te-au primit ei? Nu a fost foarte ciudat, pentru că mă știau de mică, adică nu eram așa cineva străin, dar într-adevăr a fost așa, adică poate n-am mai văzut, a fost puțin ciudat și pentru ei să mă vadă, pentru că am crescut lângă ei până la o vârstă și așa de la 13-14 ani să mă vadă acolo lângă ei la start, nu știu cum feeling, asta, nu știu asta vreau să te întreb, tu la 13 ani te-ai apucat, cum la ar veni? La 13 ani am luat licența și la 14 ani, adică în 2021 am avut... Mi-am făcut primul an. Da. Primul an 2021. Da. Deci ai avut un an de experiență, ca să zic așa, în care ai participat în campionatul național de drift, corect? Și în campionatul european. Și în campionatul european de drift. Câte etape ai mers în campionatul național? Mai până știi acum, oare? Adică le-ai făcut pe toate? Da, sau le-am făcut pe toate. Campionatul pe toate. Național, da, okay. Și în campionatul european nu prea, pentru că nu am ajuns bugetul. Să mergem așa departe, a fost în Spania, complicat. Nici anul ăsta, nici anul trecut n-am ajuns în Spania, pentru că a fost greu cu bugetul. Știu. Și da, în road drift am făcut tot sezonul. Da. Pe ce loc ai terminat la noi? Nu mai știu, jos rău. Okay. Și anul ăsta am terminat pe locul 3 la semi-pro și pe locul 3 la juniori. Mam. Da. Foarte și pe bine. Locul 2 Claudiu Adam la juniori, pe locul 1 Gabi Imre junior, adică băieți nu foarte îndepărtați de vârsta mea, adică Claudiu are 19 ani și Gabi are mai are niște ani de experiență acolo, bănesc. Dar da, au multă experiență în fața mea. Nu? Da. Da, ei s-or fi apucat-o la 13 ani, oare? Claudiu la 12 și Gabi la fel. Aha, la aceeași vârstă. Ok. Eu vreau să zic că tu ai apucat la 13, lasă că tu îi prinzi din urmă, știi? Da, probabil că e o vârstă bună de pentru motorsport sau pentru a începe în motorsport. Ai simțit vreodată că te protejează băieții la battle-uri? Nu, asta niciodată. Nu te protejează nimeni. Nu cred că nimic asta, adică... Nu știu, întreb. Tati mai ales, deci abia aștept. Acum zic în premieră că probabil anul viitor voi trece la clasa pro și abia aștept să-l prim pe tati în battle. Și știu sigur că nu o să mă lasă câștig sau o să facă așa ceva. Nu, cred că o să dea și mai mult, adică cred că o să fie acolo. Da, sunt sigură. Nu știu pe tati, întrebăm. Îl întrebăm, sunt curios, nu știu, chiar... Na, nu știu dacă o să intre așa cu nervi în cursa respectivă, chiar nu cred. O să dea totul, dar da, e de văzut, rămâne de văzut. Cum te înțelegi cu mașina asta? Hai să vorbim puțin de mașina cu care tu participi. Un BMW 46, motor 2.8 turbo, 420 de cai. Mă punește râsul la legitimitatea cu care zice 420 de cai.
420 de cai, sunt mulți rău. Așa, bun, 420 de cai, 2-8 turbo. E, așa nu prea sunt foarte mulți, adică... Da, nu sunt mulți cai 420. Nu prea, adică... Se poate mai bine întotdeauna. Na. Tu nu mergi cu mașina pe stradă. Nu ai permis, nu ai permis, la 15 ani nu mergi cu mașina pe stradă și ești obișnuită în competiții unde mașinile au 700-800 de cai și așa mai departe și e normal ca 420 de cai, comparându-te cu celelalte mașini de concurs, să nu ți se pară foarte mulți. Ți se pare un, nu știu, entry level, să zicem, față de ce se întâmplă acolo. Dar noi care mergem cu mașinile pe stradă și am mai condus și noi niște mașini, când tu spui 420 de cai... cu așa lejeritate, pe noi ne buvnește râsul. Și acum, cum să spun eu, lejeritatea asta de 420 de cai în pronunțarea ta pleacă de la lipsa conștientizării. Pentru că foarte mulți piloți sau se caută sau se apucă de pilotaj de la o vârstă foarte tânără, pentru că voi nu aveți gândirea aia când intrați într-un viraj sau mergeți cu 200 și ceva la oră, cu 700 de cai și așa mai departe, că, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Nu există, nu există să se întâmple ceva, voi puteți să mutați munții din loc, puteți să faceți orice fel de lucruri, nu vă gândiți că aveți acasă niște copii care vă așteaptă, că apare un fenomen ciudat. Și e foarte bine că e așa, e foarte bine că e așa și e foarte bine că faci sport de la o vârstă fragedă, pentru că poate noi n-am avut șansa asta, noi nu ne-am născut în anii în care părinții noștri puteau să-și permită ca noi să mergem să facem karting, să zicem, nici măcar drift cu 420 de cai. Acum, situația, chiar dacă, nu știu, pare nasoală în lume, că s-au scumpit, ai văzut și tu, piesele de mașini, mașinile și așa mai departe, și că viața ni se pare un pic mai complicată, dar avem avantajul să găsim deschidere, un campionat de drift în România, 2-3 circuite unde poți să mai mergi, să mai experimentezi driftul la viteză mai mare, niște parcări unde niște oameni, ai văzut, mai pun la dispoziție, poți să faci antrenamente. Adică lucrurile s-au schimbat și voi, poate peste 10 ani, puteți să vă bateți de la egal la egal cu oamenii de afară care au chestiile astea de multe generații, înțelegi? Și ei poate să experimenteze mult mai bine. Cum ți s-a părut participarea ta în campionatul de afară, în Drift Kings? Adică, cum, odată ce ai mers aici în România și ai văzut și știai și foarte bine spui că, bă, eu fac parte din familia asta de drift, că merg acolo de mică, cu tata și așa mai departe, și am văzut și materialul de concurs și oamenii cum sunt, cum i-ai văzut pe ăștia de afară? Cum ți s-au părut? S-au părut mult mai bine pregătiți din punct de vedere al mașinilor, mult mai bine pregătiți din punct de vedere al echipei și al, cum să spun eu, al reparațiilor și al înțelegerii între ei. Da, cât de bine se coordonează, cât de știi? Pentru că, uite, de exemplu, de la motociclete, oamenii îmi spun, care merg afară, și zic, băi, uite, a bătut vântul la o etapă la noi aici și n-am știut că trebuie să mai punem o placă în spatele plăcii pe care arătam timpii și ne lua cifrele de pe placă. Mm-hmm. Că noi nu avem experiența asta. Probabil că la următoarea cursă, când o să bată vântul, el o să știe. De asta zic, ai văzut diferențe? Ai observat chestii de genul ăsta sau pur și simplu nu? Mașinile, da, sunt la un alt nivel. Și din punct de vedere estetic și din punct de vedere tehnic. Adică mai mulți cai, tehnic, mai ales tehnic, ok? Că până la urmă asta contează mai mult tehnic. Contează, dar tu ai văzut, nu știu voi, copiii, adică, nu știu voi la 15 ani ce vorbiți, o să avem și subiectul ăsta și discuția asta și pasiunile voastre și ce faceți voi, dar noi la 15 ani eram hateri. Noi eram hateri pe mașini și ziceam, uite mă ce mașini nasoale au ăștia la noi și ce mașini mișto au ăia afară. Adică, pentru noi, conta și partea estetică, nu numai tehnică. Eu înțeleg că venea nu știu cine care avea 1000 de cai, dar, știi, îmi plăcea și când mașina avea o linie față de... fibrele alea de la noi, știi? Ok, bun, deci partea tehnică și partea estetică era mult mai bună la oamenii ăștia de afară. Da. Și da, nici noi nu suntem mai, adică, prejos sau nu știu, și la noi a crescut mult nivelul din ultimii ani. Nu contest. Doamne, mai ales ultimii 3-4-5 ani. Nu contest. Nu contest că nu sunt și la noi băiatul ăla Adam merge cu BRZ, cu 2JZ, parcă nu, sau, adică sunt și la noi niște mașini foarte mișto și cu foarte mulți bani băgate și E36, cred că-s vreo 3 care arată impecabil, nu? Cu white body. Și cu... E46. Și E46. Adică mai sunt și la noi mașini și fenomenul a crescut. Văzând pe internet la fiecare etapă de asta de la Arena Națională în fiecare an,
din ce în ce mai multe mașini, din ce în ce mai multe mașini, exact, exact. Oameni noi, tineri. Și tineri, da, copii, așa ca mine. Da, ceea ce, asta e un lucru foarte bun, pentru că, cum să spun eu, odată ce crește numărul de participanți, crește și fenomenul în România și, cum să spun eu, dacă tu ajuți 2-3 copii să ajungă la drift, automat copiii aia te ajută pe tine, adică, nu știu cum să zic, concurența creează lucruri bune, exact. Nu e o chestie, ăla să se dea, că nu știu să ce. Să vină mai mulți. Să vină mai mulți, iar la voi am văzut că sunteți foarte uniți, adică vorbiți... Da, chiar sunt prieteni, adică pe circuit așa, da, rivali. Okay. Dar când ne dăm jos din mașină și nu suntem la start, se ajută foarte mult echipajele între ele, am văzut, cu piese, cu lucruri. Adică nu există, chiar dacă mă bat cu tine în finală și am piesa respectivă exact, și pot să-ți o dac, să ia-o mașina, frate, să ne batem pe bune. Da. Nu în padoc cui se strică mașina. Mm-hmm. Asta e un lucru foarte mișto și, din punctul meu de vedere, îți va oferi o experiență de viață foarte tare. Că o să înveți lucrurile astea, o să cunoști foarte mulți oameni și o să ai un bagaj de cunoștințe pe care alții la vârsta lor nu-l au. Da. Spune-mi cum e comunitatea ta de prieteni și cât de pasionați sunt sau nu de mașini. Asta e foarte curios. Păi nu am foarte mulți prieteni pasionați de mașini. Adică da, cei de la drift. Dar așa colegi de liceu nu prea sunt pasionați. Pot să zic că eu îi atrag mai mult spre mașini și așa. Da. Chiar o foarte bună prietena mea, Alexandra. De fiecare dată când ies cu ea, îi arăt mereu mașini. Deci când văd mașini sau așa, un M sau nu știu ce. Uite, ai văzut? Mamă, uite un M3. Da, mamă, uite Alexandra și zic ce, modelul, motor, așa. Și mamă, lasă-mă. Și de fiecare dată după când ea e singură și vede mașini și așa, își aduce aminte de mine și face poziție. Ia uite, Alex, am văzut, ia uite și așa. Și îmi place foarte mult pentru că îi atrag și pe ea așa, într-un fel. Și sunt pasionată de mașini și am adus și la câteva evenimente și etape. Acum am fost la București final la Arena și au venit mulți prieteni de ai mei și chiar le-a plăcut. I-ai plimbat în dreapta oare? Nu, în dreapta, că nici n-am avut scaun. Dar când o să iei, plimbi? Da. Crezi că se urcă? A, nu, am plimbat un coleg de clasă, da. Așa? Și mi-a spus că i-au tremurat picioarele două zile după ce s-a dat așa. Deci a venit, a spus, haide, hai să dăm și eu o tură. Și s-a pus acolo, mă, era super speriat așa. I-am pus viziera, că uitase și să-și pună viziera. Și după s-a dat jos, mai zice, hai, te rog, dă-te jos, că mai trebuie să dau pe cineva. I-am spus că mai avem pe multe oameni să dau, da. Și mi-a dat mesaj, doamne, Alice, numai eu sunt în pat și nu, tot nu mi se prez picioarele, tremur în continuare. Și nu era cine știe ce, adică a fost la salon auto, la Romexpo, 30-40 la oră, maxim. N-aveai viteză, da. Și a zis, păi mamă, păi la Sere sau la Nürburgring cu 150-160, acolo clar, e alt feeling, adică mamă, ce am simțit acolo. În luna mai m-am dat cu V8-ul, adică pot să zic că atunci a fost singura dată când m-am dat cu adevărat cu V8-ul. 155 la oră, mamă, inițiere. Nu cu frâna de mână, din clutch kick direct așa, okay. Și cu mangi. Mamă, și un feeling, mamă, deci te bag așa în scaun și într-un fel simți așa, dar nu frică, adrenalina așa și simți că vrei să împingi și mai mult, și mai mult, și mai mult. Unde ai făcut tu prima dată drift cu 150 de km la oră? Păi în Grecia, la Seres. Adică nu erai antrenată pentru chestia asta, nu? Nu, păi anul trecut, da, în 2021, acolo mi-am făcut debutul, în Grecia. Și eu din prima, în campionatul european, că așa a fost să-mi fac debutul acolo. Și... așa, de la prima etapă am mers cu 140, pe circuit cu la inițiere la 140. M-a aruncat așa tati în cușca cu lei, să zic așa. Păi, cum să facem altfel? Și, dar eu i-am spus că vreau, adică i-am spus că vreau la fel. Și în Cehia, acolo am mers și am câștigat locul 1 la semi-pro, finala lor. Și tot așa, eu am tras de tati să mergem. Și anul ăsta la fel, la Nürburgring, hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Bine, hai că mai pun și acolo în bani, cer bunicii, bunicului și așa, că mă ajută și ei din ultimul timp. Și financiar și din toate punctele de vedere. Și da, nu pot să explic ce simt acolo și ce sentimente sunt. E puțin complicat să explici da. În cuvinte cum se simte și ce se simte și care e senzația și nu știu ce. Da. Senzația e tare. Adică dacă îți place, automat dacă îți place și nu te sperii chestia asta, cum mai zis păi de colegul tău. Cum ai zis de colegul tău. Adică sunt oameni cărora nu le place. Sunt oameni cărora păi nu le place. Păi așa zice și el înainte, că nu-i place. Nu, că nu vin eu la mașină, că nu-mi plac, că nu-mi plac. Și a venit singur, nici nu l-am chemat, adică le-am spus tuturor colegilor, dacă vreți să veniți, veniți. Și tocmai el care a zis, nu că nu-mi place, nu vin eu niciodată, a venit direct să urcă în mașină să-l dau. Îi place de tine. Nu știu, probabil. Îi place de tine, n-ai prins-o? Are un fan la școală, are un pretendent. Da.
Da, asta mă gândeam. Oare cum o să te descurci tu cu băieții când tu o să fii cea cu condusul? Adică când o să vină un băiat să te ia de acasă cu mașina lui, înțelegi? Îți dai seama că în primul și în primul rând trebuie să aibă o mașină țiplă ca să te ia pe tine de acasă, că e și taică tu obsedat de mașini, îți dai seama, Lia, ce faci mă cu pragurile astea fake și cu... Așa? Deci asta unul la mână. Doi la mână, mașina trebuie să fie și ea tare, motor și așa, că nu poate să vină ceva diesel să te ia de acasă, că îți dai seama. Și trei la mână, ce o să... O să vină în fața blocului și tu o să cobori la el și o să-i zici, haide, mută-te în dreapta, nu? Sau da. Cum? Adică nu? Hai, treci în dreapta, că pentru că eu, nu? Da. Dar dacă o să fie unul care nu o să fie pasionat de mașini, o să te deranjeze? Păi... N-are cum să fie? E, are cum, are da. Cum, are cum, da. Ok, are sunt... Cum. Să nu fie pasionat, dar dacă mă susține, ok. Adică din punctul meu de vedere, na. Vezi? Da, da, vorba o gândire normală. Nu prea are cum, adică cum a fost cu colegul meu. Nu i-a plăcut, dar până la urmă a venit pe mine și na. În schimb, tu îl faci tu să devină pasionat, da. Dacă el nu e. Da, asta e un lucru bun, lasă, că până la băieți, până faci tu 35 de ani, vorba aia când o să ai voie la băieți. Nici nu mă mai uit la tati. Mai ai timp să faci drift? Care sunt planurile pentru anul următor? La fel, road drift. Deci am zis să trec la clasa pro. Ok, ce înseamnă și... să treci la clasa pro? Adică... Să nu mai fi la clasa semi-pro. Ce trebuie să faci? Adică trebuie să te califici într-un top? Trebuie să... Adică eu am luat un podium. Să fii odată pe podium, pe locul 1, okay. 2 sau 3. Și okay. Eu am fost okay. pe locul 2 la Târgu Mureș la prima etapă și am ieșit și pe podiumul general. Okay. Deci pot să trec la clasa pro și probabil o să merg și câteva etape cu cealaltă mașină, cu V8-ul. Adică tai că tu are o mașină mai tare ca ta? Da, V8, M3-ul, adică... Ah, deci ai acolo dar pe listă. Dar nu puteam să mă duc din prima cu 600 de cai. E normal. Să mă duc cu 420. Da. Păi nu pe bune, adică da, dar... să mă duc cu 200 sau cât ce mai să da, n-ai ce să faci. Trebuia, da. Corect. Bun, deci la anul schimbăm mașina, zici? Probabil câteva etape. Ok. Că avem, o să avem etapă și pe Transalpina. Bun. Etapă montană, unde am avut primul meu accident, am căzut în șanță. Știu, bravo. Da? N-am pățit nimic oricum. M-am ajuns imediat, m-am luat ambulanță, eu zic, nu, nu am nevoie de ambulanță, început să-mi plâng că mi-era milă de mașină, sincer, deci eu plângeam pentru că ziceam, doamne, mașina o să reparăm, să mă întorc pe circuit și am reparat-o, mă rog, ce mi-am făcut la, mi-au pus să-mi vadă pulsul, mi-au pus de la gât în ambulanță, trebuie să vadă că sunt facă un control, da, oricum, n-aveam nimic. Și am reparat mașina și m-am dus pe circuit și iar am lovit-o, am căzut iar în șanț cu roata dreapta față, dar nu știu, am căzut și... M-am dus înapoi așa, nu știu, n-am rămas acolo. Ai atacat interiorul prea mult? Da. Și am zis, nu mai, gata, că deja două accidente într-o zi, ok. Oricum nu mai avem ce să-i facem mașinii, că era praf și geometria și tot și direcția și am zis, nu mai, gata, nu mai forțăm destul. La măcar am încercat. Păi și accidentul face parte din da. Partea asta, din sport și e bine că ai început cu unul ușor, ca să da, nu exact. Te sperie, să n-ai, Doamne ferește, nu știu. Puteai să-ți rupi o mână, puteai să ți se întâmple lucruri și atunci poate altfel vedeai lucrurile, știi? O luai mai cu frică, mai cu rețineri, știi? Dar și astea sunt foarte bune, că fac parte din exercițiu. Experiență. Trebuie să treci prin ele experiență, n-ai ce să faci, da. E normal. Plânsul iarăși face parte din păi sport. Eu plâng la fiecare etapă acum. De nu ce? Știu dacă mai să dar eu plâng la fiecare etapă. De cele mai multe ori de bucurie. Deci eu, sincer... Când simt așa și când am ture bune și mai ales pe circuitele astea de viteză, m-am mai ales la Nürburgring. Deci, să zic cum a fost la Nürburgring. M-am dus cu mașina lui tati. Cu V8-ul, adică? Nu, cu M3-ul. M3-ul. Am fost și cu V8-ul să fie acolo de rezervă. Și toată lumea venea la patul când întrebă ce e cu mașina asta. Doamne, e de rezervă? Da, backup, fără backup. Așa. Și m-am dus acolo cu M3-ul. M-am pus la coadă, la pro, deci a fost prima etapă la care am participat la pro. Ok. Deci acolo, da, chiar în nivel foarte și la, până, și la pro și pe Nürburgring. Da. Adică, na. Așa. 52 de piloți cred că au fost la pro. Și m-am dus eu acolo, prima sesiune de antrenament n-am făcut nimic, prima tură, a doua. Și cum adică n-ai făcut nimic? Deci era, dacă nu aveai viteza potrivită, peste 150 la oră, nu aveai cum să inițiezi. Okay. Deci era o linie dreaptă, extrem de mare. Eu trebuia să fiu treapta a patra, limitare. În limitare. Și dacă nu ajungeam în limitare și așa, nu puteam să fac inițierea. Trebuia să fii full gaz, să fii cu viteză, să tragi frână de mână puțin așa sau fără. Era stânga primul viraj, oare? Da, stânga.
Și pe viraj dreapta? Mare de stânga, da. Și dreapta și intram din, da, din a patra dădeam a doua. Deci imediat a doua. Și urcam așa, era foarte, deci nici, nici pe Transraru n-a fost așa în urcare. Și trebuia să vii și cu viteză mică și era și foarte îngust. Monaco se numește, cred că la Monaco, da. Așa îngust. Mm-hmm. Și urcam așa frumos. Nu prea am lovit mașina. Păi, nu stai, că într-un fel am atins-o puțin acolo. Okay. Primele ture am intrat puțin cu fața, dar foarte puțin, adică 20 lor sau ceva de genul. N-a avut nimic oricum. Și așa, deci... nu aveam foarte mare viteză pentru că nu-mi dădeam seama cât de tare să vin sau cât de încet și așa. Nu vedeai seama pentru că era în urcare și nu vedeai capătul da, virajului. Da, și circuit nou și da. Tot. Și bine, o tură, două, trei, patru, prima sesiune, n-am făcut nimic. Și mi-a stat, Alice, dacă nu acceles, dacă nu vii cu viteză, nu facem nimic. Mamă, și m-am enervat atunci. Deci nu știi ce m-am enervat, începusem să plâng de nervi. Nu mai puteam. Și am zis, Alice, nu se poate ceva. Nu vin eu cu viteză, stai da, așa. Mamă, și am zis, mamă, de nu vin acum cu viteză, ori intru în parapet, ori îmi iese circuitul. Și mi-a ieșit circuitul. Și mi-am dat seama la ce viteză trebuie să intru, cu ce viteză trebuie să intru, 155-160, cam așa. Și de atunci, mamă, deci mi-a plăcut, deci numai așa venea, numai așa tare. Și mi-a rea viteza ușor, ușor, de la tură la tură. Și da, cum am văzut eu că se simte și așa la inițiere, am zis, mamă, prea tare, deci prea tare. Acolo, cred că a fost cel mai tare circuit, deci cel mai tare circuit pe care m-am dat. Deci ai descoperit inițierea la viteză și ai zis, aici e șmecheria. Da, chiar aici, da. Eu aici vreau, la viteză, nu mai mă duceți pe mine podalea cu 50 la oră 30, mă întorc în jurul stâlpului, facem jumbuși lucruri de-astea. Eu vreau 160, tati, să iau muște pe geamul din lateral, știi ce zic? Și m-am calificat pe 22-23 din 52. Eu credeam că nu mă calific. Am mers la calificări, cred că seara s-au anunțat rezultatele și m-am dus cu toate, am zis, măi, nu știu, Aliza, că nu cred. Și am auzit că s-a calificat, a mai fost o fată, mă rog, o doamnă puțin mai mare, 30-40 de ani, s-a calificat ea pe 32. Domn, noi suntem la 40 de ani, suntem domni, băi, în mintea copiilor de 30 de ani. O doamnă la 30 de ani, de-abia aștept să ajung acasă să zic lui nevastă mea. Păi cum era să zic? Da, mă, foarte frumos, doamne ferește. Nu, noi nu ne băgam seama. Da, bine. Și s-a calificat ea pe 32, adică pe ultimul loc. Și eu credeam că m-am dat mai slab decât ea. Și mi-a zis tatia, pentru că așa a văzut și tati. Nu știu cum a văzut el. Okay. Mi-a zis că nu o să mă calific, că m-am dat mai slab. Și când? Eu el tot nu mai auzeam. Văd că te susține așa în tot ce... E super optimist. Da. Okay. Și tot auzim 31, 30, 29, 28, a zis, numai gata, strângem acasă, asta a fost o experiență bună. Și când am auzit 22 alisene... Dom'le, ați greșit? Băi, deci atât de tare, dar sincer, pe mine m-am dat așa alisene. Eu? Și, mamă, da, a fost foarte tare. M-am dus apoi duminică la battle-uri, m-am dat cu cineva care s-a dat de 100, de, efectiv 100 de ori, de 105, 106 ori pe Nürburgring, nu știu cum. Cred că are... Nu știu, acum da, e vârsta lui tati. Da, ok. Și nu aveam o mașină mult mai puternică, nu știu, cam așa, 500, un ursuleț mi se pare. Mm-hmm. Și m-am dat cu el la fel. Nu l-am prins deloc în antrenamente. Nu știu, fugea de mine, nu știu ce făcea, că nu l-am prins deloc să facem, să ne dăm un battle. Și m-am dat cum am putut, na. I-am lăsat foarte mare distanță când a fost lider. Hai să explicăm un pic ce înseamnă battle-ul, ca să înțeleagă și copiii, să zicem, care se uită pentru prima dată și nu știu ce înseamnă driftul ăsta, nu? Battle-ul înseamnă că pleacă două mașini de la start, unul e leader și unul e follower. Adică se stabilește și următoarea tură se schimbă locurile. Da, deci când am fost eu follower, am lăsat foarte multă distanță. De ce? Pentru că nu mai dăduse niciodată că și mi-a zis tati că e lent. Okay. Pentru că avea și mașină mai slabă puțin. Okay. Adică puterea. Da? Și mi-a zis că e destul de lent și nu știam la ce să mă aștept. Cum a fost la început cu viteza, la inițiere. Chiar nu știam din ce punct să plec. Aici Alice spune că nu știa de unde să plece. De ce? Pentru că în momentul în care pleci de lângă mașina respectivă sau plecați de la start și el e liderul, nu știi cât de tare merge ăla. Exact, adică dacă pleacă și schimbă 1, 2, 3, 4, da, până la 150 la oră în blană, sau poate el merge mai încet. Da. Și atunci bine, probabil am exagerat și eu. Poate am mers puțin cam încet, am lăsat cam mare distanță. Okay. M-a așteptat la altceva, sincer. Okay. Dar acum știu că, până la urmă din greșeli învățăm și acum știu că nu trebuie să las așa de mare distanță. Bun. Și apoi, nu pot să zic asta, adică da, asta puțin mai aproape, dar nu cine știe ce. Okay.
Și mi-am aflat după battle, a venit cineva la mine, nu știu, cineva care a stat cu arbitrii sau așa, că dacă stăteam puțin mai aproape de el, îl băteam. Dar până la urmă a fost, adică, o experiență unică și... Ai învățat că trebuie să stai mai aproape de el. Da, exact. Da, da, viitoare trebuie să stai mai aproape de el. Și până la urmă a fost, deci, prea tare și tot, atmosfera acolo, tot. Și oamenii veneau la mine după fiecare sesiune de antrenament și așa, și după calificări și după battle, veneau la mine... Și tot după pilot și mă vedea pe mine, you girl, ok. Și când le zicea toate 15 years old, mamă, deci erau așa uimiți și mă uitam la fața lor și chiar foarte tare. Acolo nu erai deținătoare de record Guinness? Nu. Că le zice, durat... Guinness, băi, eu. Păi, un an. Eu Guinness. Voi? Guinness ceva? Ai vorbit după aia, dacă un an a durat să facem demersurile și așa, până am primit răspunsul final, un an. Adică tu le-ai scris lor? Da. Și le-ai zis, băi, eu o să câștig? Sau, băi, am câștigat? Am câștigat. Ah, ok. Deci le-ai zis, băi, am scris o etapă și... Și de unde? Cum ți-a venit? Adică... De... Nu, bunica. Serios? Bunica a venit cu ideea, dar mama lui mami, da. Serios? Deci ea are timp. Și stă și caută pe net. Și a zis, uite, asta aici, aici e o nișă bună să facem un record Guinness. Zicea, e bună, trebuie să facem un podcast cu ea. Zicea, că așa mai, măi, mama, trebuie să faci ceva, haide, uite aici, în cartea recordurilor. Băi, nu se poate, e prea, nu se poate, trebuie imediat să fie acolo, în cartea recordurilor. Da. Și s-a ținut de capul lui, și a lui mami, și a lui tati. I-a zis, hai mă, nu. Nu există, ce să... Ce cartea recordurilor? Lasă că n-am șanse, nu se poate, de ce? Ok. Și... Nu știu cum mi-a convins și pe mami și pe tati. Adică și eu, că la un moment dat m-am dus și eu la ei. Cum să nu-i conving? Cred că nu era greu. Vezi câte să facem aia. Da, nu, dar o grămadă de mail-uri și scrisori și fel de fel de... Da, și am reușit până la urmă. Bă, asta e un lucru mare. Da. Din punctul meu de vedere, asta e un lucru mare să fii deținător de record Guinness. Mai ales în România, ca să nu mai zic de drift, adică ce disciplină, adică unde, cum să spun eu, nu te-ai gândit niciodată că în România se poate chestia. Nu, adică eu nu, dacă mi-ar zice cineva, băi, știi că noi avem un record Guinness pentru drift în România? Ce mă? Ce mă? Du-te mă de aici, nu există. Da mă, eu, o fată, o fată, adică o fată, nici măcar băiat, o fată, o fată. O fată a făcut record Guinness pentru cel mai tânăr participant și câștigător de etapă Drift europeană, Kings, da. Drift Kings, să zicem, la 14 ani și... 79 de zile. Așa 7... scrie, am pus așa acolo. Scrie, da. Deci ai diploma acasă, da. Nu? Foarte bine. Bă, asta, da, e, nu știu, mi se pare wow. Adică și acum ce record oare mai poți să bați? Ce zice bunica? Ce mai e de făcut? Să sună așa, că știe tot. Nu, nu, și băi, mama, ia zi-o, mama, ce recorduri mai să mă, frate, de bătut aici? Păi dacă mai... e așa, aș mai putea să aplicăm pentru câteva recorde, adică pe bune. Păi tot să zic. Adică dacă... Da, și așa, ea mi-a zis că cea mai tânără campioană europeană, Drift Queen, da, pentru că în 2021 titlul ăsta am, okay, e Drift Queen of Europe, da, și nu știu, probabil mai am, dar ăsta ar fi cel mai important până la urmă. Eu nu știu de ce m-am băgat ăsta și de ce, nu înțeleg de ce nu m-am băgat cu ăla, Drift Queen. Că până la urmă, ok, sunt șase să fiu nouă fată, să câștig. Chiar m-aș bucura să-mi treacă recordul. De ce nu? Da. Le motivezi și pe alte fete să facă, poate, da, să facă motorsport. Da. Că uite, se poate, uite, am ajuns eu la 15 ani, uite. Mm-hmm. Adică de ce nu? Se poate și pentru fete. Exact. Din punctul meu de vedere, acum, iarăși, mașinile și așa și tehnologia nu mai e ca pe vremuri când erau mașinile alea de curse, de n-aveai centură și știi ce zic cu volanta la mare, conduceai de aici de jos, adică, știi, conduceai de aici la curse, înțelegi? Deci, cum să spun, condițiile sunt mult mai bune în zilele noastre. Da. Iarăși, poți să-ți iei echipă tehnică de mecanici, mm-hmm, poți să-ți iei, nu mai trebuie să te duci tu să bagi mâinile, da, sau da, nu mă pricep, sunt fată și așa, păi, mai nici departe. Nu acum, adică tati făcea asta, că tot am auzit că el era și mecanic, șofer, da, și pilot, până la destinație, până la etape, și manager, și mecanic, schimba cauciucurile, benzină, tot, și sponsor, și trebuia să mai și... Da. Piloteze să fie pilot. E puțin complicat, pentru că nu te mai poți concentra, da, exact, numai pe cursă, știi? Da. Tu trebuie să fii acolo ca pilot. Păi asta îmi zice el, că eu trebuie stai să... Stai pe telefon, faci ce vrei tu, da, nu îți bați tu capul, că n-avem planetară, s-a rupt, da, fuzeta. Exact. Eu când mai întreb, mai băgat benzină, trebuie... presiune, zice, nu, tu du-te, nu mai e întreba. Foarte e foarte important pentru tine să știi mecanică.
E foarte important să știi, să înțelegi ce înseamnă diferențialul, cum lucrează planetarele, ce se întâmplă când trag eu frâna de mână, cum blochează, s-o simți tot timpul, știi? E foarte important să știi mecanică. Dacă n-ai ști, nu te-ar ajuta. Ar fi în dezavantajul tău. Dar nu trebuie să te apuci tu să faci. Adică nu, păi, asta mai merg uneori cu el la garaj, nu mai împac. Că faci în timpul liber. Mă refer la cursă. Tu trebuie să fii la cursă concentrată numai pe cursă, să știi ce ai de făcut, să te gândești, să stai, nu știu, pe margine, să te uiți la ceilalți piloți, cum spuneai, să-l vezi pe ăla, e lent, nu e lent, ce face, strategia, cum atac, plec tare, merg încet, mă duc, intru în el, nu intru și așa mai departe. N-am explicat ce înseamnă battle-ul până la capăt, am explicat doar că pleacă unul, pleacă altul. Eu mă întorc la explicația battle-ului, că vreau să spun că la acest battle este foarte important ca tu să stai foarte aproape de mașina din față și să vii cu roata ta față cât mai aproape de ușa lui. Dacă se poate să, nu știu, să-l și atingi, dar să nu-l să nu-i deviezi. Să nu-l încuși pe el, să-i afecteze trasa. Se afecteze trasa. Vreau să explic asta pentru oameni, că am spus și la începutul podcastului că cum o vezi tu într-un battle cu taică-tu, dacă intră în ușă sau nu. Eu zic că nu o să intre și o să fie mult mai calm decât cu ceilalți participanți, dar eu chiar sunt curios, rămâne de văzut. Poate vedem anul ăsta battle. Păi adică nu că poate, eu, sigur și îl vedem. Și eu m-aș supăra pe el dacă m-ar lăsa să câștige. Adică eu vreau să văd așa ce... Ce poate el, a? Vrei să te măsori? Vrei să vă măsurați? Da, ce pot să fac, ce să stai? Vrei să vezi cine e mai bun? Da, tu sau el? Clar. Da, băi... Și știu că dacă o să-l bat așa, sunt gata, sunt împlinită, știu că... Te lași de drift, te apuci de balet. Ai grijă, Sorine, să nu te bată, frate. Gen Messi, a câștigat cu mamania la gata. Gata, s-a terminat, nu mai are niciun target. Tot. Nu, mai sunt campionate europene de bătut puternice, sunt lucruri în lume de făcut. Da. Experiența asta de motorsport, mai ales dacă îți place, o să-ți ofere tot felul de ocazii. Cum ai și spus, am fost la interviuri, am fost ocupată cu lucruri, cu, nu știu, parteneriate și așa mai departe. O să tot vină lucrurile astea și dacă îți place, e... Cum să spun, toată viața ta e o distracție, știi? Da, că nu, exact. Nu e muncă. Exact, nici nu simt. Adică, da, într-un fel și la început era, cum am zis, greu. Aveam și mâinile mai mici, eram mult mai slabă. Adică abia trăgeam de volan și făceam și o febră muscular. Și acum uneori mai fac. Adică, da, nu vreau să-mi pregătesc. Trebuie să faci trebuie un pic să mai sport. Fac. Da. Condiție fizică. Contează foarte mult și asta. Da, de tu, să nu uităm, tu ești sportiv. Sportiv, da. Sport, da. Condiție fizică. Da. Adică simt. Și, într-un fel, nu am simțit, într-adevăr, am muncit mult, m-am antrenat foarte mult, dar așa, dacă mă uit în spate, dar așa, per total, exact, plăcere și nu prea mi-am dat seama așa când au trecut ani și am evoluat așa. În comparație cu școala, unde ți se pare că ai muncit mai mult? La școală sau la drift? Păi, mai sunt plăcerea și pasiune. Da, nu, îmi place și la școală, acum mai ales la liceu. Acum e clasa nouă, acum la liceu, începutul, altceva, frumos, alți colegi, nu? Alți colegi, ăștia ce zic? Păi... Le-ai zis? Păi cum ați zis de băiatul? E de la liceu, de băiatul liceu, cu da, picioarele, da, am da. Înțeles. Cu tremuratul am crezut că sunt din general. No. Ideea este că eu știu că voi aveați, cum să spun eu, când tu nu te dădeai, când erai mai micuță și nu participai, mergeai alături de sora ta și de mamă și de toată lumea și de foarte mulți copii care îi făceați galerie lui Sorin. Da, mamă, ce galerie mare, adevărat! No? Da, unde e galeria ta? E acum? Avem galerie pentru tine? Ui, sau nu? Da, mai sunt! Mai sunt, că da. mai sunt, da. Mamă, adevărat, de acolo am început, eram așa disperată și acolo, tati, și acum îl susțin. Și eram cu vuvuzele, cu pampoane de alea de majorete. Tot, cu, da, mamă, galeria. Ne aruncam pe jos, ne rugam, ne închinam. Oricum, mami îmi face la fel. Dar acum eu trebuie, mai ales acum, trebuie să fiu mai concentrată, așa, mai chill înainte de cursă, de battle-uri și așa. Mamă, dar înainte, toane, de bun, doamne, chiar a fost foarte tare, adică nu o să văd momentele alea. Îți aduce aminte cu plăcere de copilărie. Exact, cu plăcere și mai am și filmări cum țipam, doamne, toți, frate, tare. Nu, tare, adică, din punctul meu de vedere, și partea asta de galerie, adică și partea de spectator, da. E foarte mișto. Îți alegi un pilot sau doi, nu știu, pe care îi simpatizezi, cu care ții, cum sunt și oamenii care țin cu echipele de fotbal. Mamă, țin cu aia, mă duc, au meci, fac drag, am
poză cu el, mi-am făcut, i-am dat un sticker și l-a pus pe mașină, m-a plimbat, m-a nu știu ce, mi-a răspuns pe Instagram. Adică mi se pare tare că poți să-ți găsești niște eroi pe care să-i urmărești și mi se pare tare că acum tehnologia și anii ăștia îți oferă și partea asta de socializare. Poți să vorbești cu omul, să-l întrebi, să zică lucruri. Bă, uite, eu am fost, mi s-a părut tare, hai te vino, experimentează și tu, tata are școală de drift. Uite, dacă vrei, poți să vii, să te dai, să... Nu? Mai are, da. Sorin. Normal. Școală. Da. Deci poți să înveți, poți să ai alte oportunități și altă deschidere către comunicare cu oameni care, nu știu, pe vremuri ți era greu să ajungi la ei. Nu știu, eram noi, mă uitam la Titi Aur. Cum se scriu un automarket, în revistă, unde scriu registru, cine e, bă, ăla, redactorul șefului, dau lui ăla, îi scriu o scrisoare să-i zică lui Titi Aur că îmi place de el sau cum. Era mult mai complicat. Și acum lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Cum e mama în toată echipa asta? Cum o vezi tu pe ea? Și, ce, și mai emoționată la fiecare etapă. Ești și mai emoționată? Da. Păi acum ori doi, și pentru mine și pentru tati. Ok. Da, l-a susținut pe tati de când s-au cunoscut. Că am auzit de 10 ori povestea cum s-au cunoscut. Da? Zi-mi și nu. Păi nu, o să vă zic eu tati că știe el. Bine, detalii întrebăm pe el cel mai bine. S-au cunoscut, nu știu, în bal, bă, ce numai mi-eram îmbrăcat într-un training galben, Adidas, nu știu ce mi-a zis asta de 10 ori. Okay. Arăta bine, apoi s-au dus la handbal, mami era îmbrăcată altcuma, roche și așa, tati la fel. După a luat-o, nu știu, avea el un polo, un ursuleț, nu știu, tot așa, cu mașini normal. Așa? Și a început cu driftul și mami normal l-a susținut. L-a dat așa, da. Bun. Și... să știi la ce am plecat. Nu că l-a susținut. Nu că, adică oamenii trebuie să înțeleagă. Susținerea din partea soției pentru Sorinene a fost... cea mai, a fost cea mai importantă și încă e. Cum rar ți-e întâlnit să vezi, din punctul meu de vedere. Deci asta cu susținutul așa, probabil oamenii trec peste și zic că mă, l-a susținut. Nu l-a susținut. L-a mega susținut. Da. E trup și suflet. Păi până la urmă, la un moment dat, mami era singurul susținut realitate. Că părinții nu au fost de acord. Aveam un singur fan. Nu, adică așa din apropiat și din familie, pentru că bunicii mei, adică părinții lui, nu au fost de acord. Și nici cu mine, până acum un an, doi, nu, dacă n-au văzut că am și eu... Că, faci treabă. Da, rezultate și așa, drift, e foarte greu, e foarte greu să susțină, mai ales că el când s-a apucat, erau niște vremuri când nu știa ce mă te duci, tu te învârți cu ei acolo, cu golanii tăi, faceți voi. Nu? Era greu să... cum să spun eu, să înțeleagă faptul că e o chestie serioasă și că asta este un sport și că uite, are un viitor și că uite, cineva te bagă în seamă și uite, ai niște sponsori și uite, nu poți să spui că trăiești din asta, că nu suntem noi la nivelul ăla și nu ne ajută nici țara și așa mai departe, dar se întâmplă, niște lucruri se întâmplă și atunci văd și ei că, bă, uite, chiar e treabă serioasă, adică eu știu de la mine că mai îmi zic ai mei, bă, chiar faceți treabă serioasă? Știi? Nu, mă, ne jucăm și noi nu facem nimic, nu e serios, e așa o joacă și de copii. Voiam să facă avocat și așa, a făcut facultatea de drept, că na, până la urmă și bunicul meu a fost inginer și bunica cadru didactic, învățătoare și na, da, dar tati tot aici. Dar ce faci tu? Ce faci tu? Care-s planurile tale? Te faci pilot de drift? Adică, nu știu. Păi... nu știu, adică da, cu driftul da, dar nu știu dacă... Cu driftul, am înțeles. Păi probabil pot să fac bani și din asta. Din drift? Da. Ok. Sau probabil vormendor pentru, dar nu știu, hobby, nu știu, prea puțin, nu știu, adică acum e un mod de viață. E lifestyle. E singurul, nu știu, tău lucru care te pasionează și te interesează cel mai mult. Da, pentru drift postez pe Instagram, pe TikTok, pentru toate astea. Adică tot, efectiv, totul acum în momentul ăsta fac pentru drift. Bun, deci direcția totală este la drift, nu te gândești la altceva, nu te interesează, nu mă pasionează, nu știu, avocatura. Mă mai pasionează și altceva, dar așa Doamne în mare ferește, parte pe prim plan, da. Drift, ajungi campioană mondială. Doamne ajută! Doamne ajută, îți faci școală, adică mergi mai departe cu școala de drift a lui Sorin, nu? Da. Te faci instructor. Și faci cursuri de drift pentru alți interesați. Da. Mă gândesc. Ăsta e planul acum. Da, mai vine viața, mai se mai vine, schimbă. Da. Vine vreun băiat, îți schimbă... dau de astea, nu mai simt pe fața, știi? Îți schimbă destinația cum ar veni, pentru că nu se știe niciodată cum... Nu, dar n-are cum un băiat să-mi ia pasiunea, nu, niciodată. Zici tu? Da, zic. Niciodată să nu zici niciodată. Da, eu îmi doresc să nu. Că nu, că iubesc prea mult asta, adică... Eu îmi doresc să nu te schimb niciodată, îmi doresc să ajungi pe cele mai înalte topuri din lume, pentru că
e clară pasiune și talent, adică vine mulțumesc. Din familie și oamenii sunt 100% dedicați în ceea ce înseamnă, da. Adică îl știu pe Sorin de foarte multă vreme și chiar este unul, nu știu, pot să zic eu din cei pe care îi cunosc, unul dintre cei mai dedicați oameni care fac motorsport fără să aibă condiții de acasă. Mm-hmm. Că e o mare, nu știu, o mare realizare și un exemplu pentru toți cei care spun, bă, eu n-am cum să mă apuc, n-am bani, n-am mai, mi-e greu, nu pot să fac, nu? E cel mai bun exemplu, dacă el a putut, da, exact. Este imposibil să nu puteți și voi, dacă vă doriți cu adevărat. Este exemplu de dat cel mai bun, pentru care oamenii nu mai poate să vină cu scuza asta. Îmi place să fac, dar nu o fac, că nu știu. Uite, poți să te duci, ți-am zis, există școli, te duci, plătești acolo un curs, vezi. Poate nu ești făcut pentru asta, poate tu crezi că... Da, poate, cum să spun eu, poate tu nu ești făcut, poate tu crezi că ești, nu știu, te joci pe calculator, ai simulator de ăla cu volan, da, cu nu știu ce, Gran Turismo, cu tare și acolo ești, știi, da, foarte tare. Da, oricum e diferit simulator față de... N-are nicio legătură, dar... De asta zic, ai posibilitatea, cum zice și Sorin, acum mai ușor ca niciodată, să te urci într-o mașină de drift, pregătită ca o mașină de drift, să vezi care ți-e talentul. Poate nu ești bun. Dacă ești bun, eu știu, zice profesorul, că e Sorin, că e oricare alt profesor de drift sau școală de drift din România și îți spune, bă frate, hai că te descurci, te-am văzut mai mulți. Nu ești chiar bâtă, se poate, da. Înțelegi? Ai și un pic de talent și cu muncă, cu foarte multă muncă și exercițiu, poți să devii din ce în ce mai bun. Și atunci, dacă vrei să investești aici, nu sunt chiar bani aruncați, că nu ești bâtă de tufă de Veneția, n-ai nicio treabă, înțelegi? Atunci poți să descoperi chestia asta, îl ai și pe el ca exemplu care, zice, da frate, am făcut, cum? M-am chinuit, am tras, m-am rugat de oameni, îți dai seama câte șuturi în fund mi-am luat de-a lungul timpului și așa mai departe, câți au râs de mine, probabil că sunt mulți care și râd de tine, nu? Când n-ai partea financiară atât de bine dezvoltată, nu? Ia uite-l pe ăla, hai, venim. Până la urmă, haterii tu haterii, mă râd de tine și când ai succes. Haterii sunt hateri. Important este să nu-i bagi în seamă, da. Și să-ți vezi de drumul tău și să fii foarte hotărât pe ceea ce ai de făcut, ce ai de atins. Păi eu vreau să ajung acolo. Pe ce ajung acolo mai vedem, exact cum ai zis. Da. Mai vedem, poate se schimbă viața, poate nu știi ce-ți oferă, poate nu știu, vine unul, da. Te angajează, nu știu, habar n-am, ceva. Pilot de teste la McLaren. Habar n-am, adică poate să fie un job, nu știe nimeni ce faci, tu conduci mașini zi de zi, la un moment dat o să te plictisești. M-am săturat de McLaren-urile astea, ultimul model. Știi? Că așa e omul. Se ia, oricât de bine ar fi, la un moment dat tot vrea altceva. Și poți să faci asta. N-ai de unde să știi ce-ți rezervă viața. Important este ca tu să ai drumul tău, să te concentrezi acolo. Părinții sunt alături de tine. Nu poți să zici că, bă, tata mă ajută, mama n-a fost de acord cu chestia asta. Că ai 100% dedicație. Ai, iarăși, bunica care se ocupă de recorduri, mașinile care... N-ai nimic de... Nu știu, nu te ține nimic. Da, exact. Să nu faci performanță. Dacă la început, că la mine, cum ai zis tu, și cu Adam și cu Imre, ei au fost mai așa, au avut, s-au antrenat mai intens, așa. Eu, de la 11 ani până la 13 ani, teoretic n-am făcut, adică nu că n-am făcut nimic, m-am antrenat, dar abia 2-3 ani a durat până mi-am luat licența și nu că mi-a luat mult să mă antrenez, doar că... No. Tu spui că ei, fiind de aceeași vârstă cu tine, să zicem, au avut parte de mai mult antrenament decât ai avut. Uite, Claudiu a fost elevul lui tati, okay. Claudiu Adam. Da. Și da, s-au antrenat mai intens, adică eu nu prea m-am luat tati în serios. Ți-am zis la început? Și... Da, la început, la 11 ani, adică 11, 12, 13, abia la 13 ani mi-am luat licența. Și în 2 ani aia, adică da, m-am antrenat, dar nu cine știe ce. Am fost și la Preșmer, la Brașov, acolo am învățat pe circuit să mă dau. Adică ăla a fost primul meu circuit experiență pe care m-am dat. Da, exact. Circuit, ok? Și pe plaie și pe uscat. Și, na, dacă m-am antrenat mai des, clar, îmi luam licența mult mai devreme. Și crezi că îți schimba cu ceva situația? Da. Nu m-am antrenat des. Adică, din anul paște. Na. Și n-au fost antrenamente prea serioase, adică chiar... Acum faci antrenamente serioase? Păi acum sunt deja la etape, adică antrenamente nici nu sunt. Mă rog, 3D-uri, ce mai organizează cei de la Rodrift, dar la etape mai mult așa, că avem antrenamente acolo. Dar, scuze, trebuie să fii și motivul pentru care... Da. Costă să te antrenezi, da. Da, corect, da. Da. Da, totul costă și atunci... Da. Partea financiară, da, ținea...
în loc chestia asta, că nu e, adică nu poți să te antrenezi fără să coste bani. Dar până la urmă a fost bine și așa, adică de când nimic, păi, ce e, e foarte bine și așa, nu da. Zice nimeni, dar asta trebuie să subliniem, că dacă partea financiară ar fi mai puternică, da. Și rezultatele ar putea fi mai bune, da, se putea și fi mai numărul bine. De participări în etape afară poate să fie da, mai da, mare, da, 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 da. Dacă sunt parteneri. Dar la capitolul parteneri știm foarte clar că situația nu e roz în România și că cu greu încercăm să strângem de unde putem pentru a participa, nu știu dacă a face performanță, dar performanța trebuie susținută financiar, din păcate, pentru că motorsportul nu este un sport ieftin. E foarte costisit. Sub nicio formă, adică, nu știu, poate ori exista și sporturi mai scumpe, dar nu știu ce e mai scump. Poate să... Yachting-ul e mai scump? Oribil. Oribil. Da, în sfârșit, nu comentez plăcerile oamenilor, dar e mișto să te plinzi cu barca, să tragi de funile alea. Mar, fără ce să zic, e adrenalină. N-are cum. Cu mașini, dacă vor, poate să mă pună pe cel mai rapid yacht, că nu pățesc nimic. Dar dacă vin ei să-i pune în cea mai rapidă mașină de drift, nu cred că e situația la fel de relaxantă, înțelegi? Dar, repet, fiecare cu pasiunile lui, da. Fiecare cu pasiunile lui, sunt oameni care joacă șah. Adică, da. Îți dai seama, te gândești la o mutare de șah în parc în Cismigiu, uh-huh. Da? Versus inițiere la 170, cam care e adrenalina. Adică, știi? M-am avut așa ca în film. Ce să mut? Calul? Ce să mut? Calul sau să-l iau cu tura? Mamă, ce adrenalină m-a luat acum, că nu știu, între cal și tură, știi? Sau inițiez la 160 sau la 150. Da, mă, da. Este, ți-am zis, e foarte frumos că tu faci chestia asta, mai ales că ești fată. Nu că, Doamne ferește, nu vreau să înțeleagă nimeni nimic greșit, doar că fetele n-au înclinația asta către motorsport. Spune-mi de sora ta, că mai Sara. E... Da. Spune-mi de Sara, care e și ea pasionată de motorsport. Vine păi și da, ea automat cu voi. Că și ea vine cu noi. Vine și ea cu voi, na, cât ai fost și tu, a fost și ea, doar că e mai mică. La o singură etapă. Aoleu, ce a pățit? Finala de anul ăsta Drift Kings din Grecia. Pur și simplu nu am vrut să vină. Și n-am forțat-o. Deci nici ai mei n-am forțat-o, nici eu. Okay. S-a dus într-o excursie. Mă, eu anul trecut, că anul trecut la fel în aceeași perioadă a fost excursia, a pierdut excursia că a venit cu noi în Grecia. Și anul ăsta, eu nu mai pierd anul ăsta excursie. Eu vreau să mă duc cu colega mea, cu toți colegii, cu doamna. Gata, duceți-vă voi în Grecia. Puternică. Asta e un lucru foarte bun. Oricum, e drum, e lung drumul, deci... Na, și n-a venit, și n-am forțat-o. Foarte bine. Ce vrea, și s-a dus asta la bunici, ok. Ia ce rol are în echipă? Când vine, când deci vine. Deci și m-a trăsat de mecanică. Așa are și o motoretă așa din metru. Da, o știu. Și mă dau și eu pe ea din când în când. Dar așa, nu a condus niciodată. Am mai pus tachii puțin la volan. Dar așa nu prea. Nu văd că nu e foarte atrasă. Nu e pasionată de condus. Nu foarte atrasă. Dar am dat, probabil, nu știu. Câți ani are ea acum? 10. 10. Faci 11. E mai un pic. Da. 2 ani și vedem. Păi da, am început cu condusul la 8 ani. Da, 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 poate să facă oricum. Din managerii mami, da. E mecanic. Acolo în staff. E mecanic acolo în staff. Da, asta vrea ea, nu, pe bune, da, se bagă sub mașină singură, adică. N-a zis asta, nimeni? Ea asta zice că vrea să fie mecanicul meu. Așa zice eu. Da, da. Să revin. Ea vrea să fie mecanicul tău. Da, al atât meu, punct. Da. Nu mecanic, mecanicul tău. Da. E mare diferență. Da. Asta nu înseamnă că îi place neapărat mecanica, înseamnă că te ajută pe tine, că ești surioara mai mare, da. Și ea e, cum să spun, implicată și face parte din proiect și n-avem de unde. Poate merge la cross, poate să meargă la motociclism. Păi, poate ea, da, vrea, dar nu știu, mi se pare cam periculos și acolo. Adică și acolo la noi, este mi se pare... safe față de motocross. E safe că aveți roll cage, deci, și că mașinile scăun, sunt... Deci, păi, așa, da. Dar acolo, nu știu. Acolo nu e cu mâini rupte, picioare crash, rupte, da. Mai... Da, e mai fizic. Aș sportul. Încerca și eu așa, o etapă... Cross? Da, și cross, și, nu știu, sau la anduranță, așa, adică aș încerca și în altă direcție. Iar am sau să afară să iau o gură de aer. Băi, e normal să vrei să... E normal și e foarte bine. E normal. Să experimentezi. Este foarte bine să experimentezi, să vezi da. Toate lucrurile astea. Da, e normal că îți dai seama, el se gândește la partea financiară și ce înseamnă să susțină și, Doamne ferește, și-ar dori, îți dai seama că și-ar dori să te susțină în toate chestiile astea, dar
din păcate nu prea se poate și spun eu, dacă și dacă banii erau nelimitați, viața nu mai era așa mișto. Da. Că puteai să-ți permiți orice, nu mai aveai niciun fiecare motiv să tragi, să vrei, să vrei V8, da, să vrei nu știu ce evacuare, să vrei nu știu ce roți, să vrei așa, click-click pe internet, da. Veneau coletele acasă, puneai pe mașină, era tare, îți plăcea, dar mă plictiseam, nu aveai aceeași satisfacție. Da, știi că muncești pentru lucruri, că vin niște premii la sfârșit după ce ai tras, așa, da. Da, era și un cumpără tati. Da. Tati, pentru Nürburgring a făcut rost de bani, mamă, eram așa bucuroasă, mergem, nu știu ce. Da, e foarte mișto partea alt asta. Alt farmec. Și apreciezi lucrurile altfel, da. Și pe tine te structurează altfel ca om și se schimbă mentalitatea și viața, da. Și lucrurile, care iarăși nu îți aduc decât lucruri bune pe care le pui la temelie și o să ajungi, repet, la 30 de ani cu experiență de 10 ori mai multă ca un pilot care s-a apucat, nu știu, la 20 de ani sau la 19 ani de sport sau de motorsport. Eu sper să ne mai vedem la podcasturi cu tot felul de recorduri și cu așa. Sper să vedem anul ăsta battle-ul. Da, de-abia aștept să mă uit la battle-ul între tine și taică-tu. Și o să mă uit acolo să văd dacă intră cu sânge rece sau merge, da, merge puțin strâns așa, cu inima strânsă. Când aveți prima etapă? În teoretic în Drift Kings aprilie, dar nici nu știm dacă o să mergem iar la toate etapele. Nu știu, dar în Road Drift în luna mai. Ai idee câte etape sunt la Drift Kings? 7-8 etape. O să fie și în Franța, diferite. Și în Austria, tot așa departe, și în Germania nu. Nu, da, ba nu. Nu contează. Dar oricum în Franța foarte departe. Ok. Și nu știm, dar Road Drift, da, cred că iar o să facem tot sezonul și eu și tati. Și prima etapă o să fie la arenă. Pe 5 prima mai. Prima etapă, da. Ok. Bun, e bine. Să-ți vin iarăși colegii. Da. Să, colegii, mergeți acolo să experimentați lucruri, da. Pe care cine știe nu le experimentați într-o viață de om. Că da. Eu sunt fan convins că sunt oameni care au trăit o viață și n-au inițial la 160 cu o mașină de 450 de cai. Senzația e unică și da. Vă recomand. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Mulțumesc și eu pentru timp. Școală nu e. Nu? E sunt vacanță. În vacanță acum. Am înțeles. Suntem toți în vacanță. Le mulțumim domnilor și doamnelor profesoare, da, pentru înțelegere. Alice face performanță, nu e așa, joacă de copii. Mulțumesc. Da, și mulțumim și partenerilor. Aveți și parteneri. Da. Asta e un lucru foarte bun, că vă susțin. Și ne vedem în teren. Da. Să zic așa. Ne vedem.